Warte. Das ist kein Jab. Hey, salutare fraților și bine v-am găsit la încă o nouă serie de Minecraft. Ei, bă, frate, nu știu pe unde să pun chat-ul să-l văd. Nu cred că o să-l pun aici, sau? Nu, este foarte nașpa aici. X, care, nu știu. Deci, credeți-mă, nu știu care este chat-ul. Ok. După cum vreți, o să începem din nou seria frumoasă de Minecraft. Am instalat o nouă versiune, cea mai nouă, 16.0.61. O să creăm o hartă frumoasă, o să dăm aici. Harta care îmi place mie este... Stați, nu mai știu care... Mai am una creată din aia. Deci... Habar n-am care este. Nu știu. Dar o să dau pe aceasta. Aceasta este harta pe care o să o creez. Am dat bonus chest. Bă, fraților, deci habar nu am cum să creez. Cum să dau să îmi stau lemnul automat. Cum au mai mulți pe canal. Ok, o să-i punem noi aici. O să punem... Ok. Am uitat cum am pus. Ok, această serie se numește Planeta Fraților și da. Ok, acum o să ne intre pe serie. Văd că această versiune încă este beta. Încă se mai lucrează la ea și bă, hai să vedem câte putem reușim să facem pe acest frumos live. Bă, ce mă enervează când tot îmi dă asta. Ok, băi, nu știu dacă ați văzut episodul anterior cu Clash Royale. M-am apucat din nou de Clash Royale. Am filmat, acum sunt Arena 4, am mai jucat și am crescut. Mai trebuie fix 2 meciuri și urc Arena 5, dar nu o să le joc acum, deoarece, băi, pana mea, deci... Ok. Da, să vedem ce putem face. Ok, ne-a intrat pe Minecraft, pe harta aceasta frumoasă și mult așteptată. Bă, să este un loc frumos aici. Să știi că este cam frumușel. O să rămân, cred că, aici la spawn. Sau habar nu am. Deci nu știu, credeți-mă. Da, bă, după cum ați văzut, sunt împreună cu Marius, bineînțeles, ca pe aproape orice episod. Salut! Harta cealaltă am șters-o. Pentru că mi s-a dat asta versiune și mi-am dat și crash, n-am mai putut să joc pe ea. Dar totuși am reușit să fac foarte multe pe ea. Dar uitați ce bine arată. Locul ăsta, uitați. Acum. Și la grafică maximă, te. Ok, deci aici vreau să-mi fac căsuța. Deci vreau să fiu foarte aproape de spawn. Ok, aici este apa, asta va dispărea cu siguranță. Deci m-am gândit acum... În uite-te la floarea asta soarelui, în inventar. Ce tare ar fi să poți să le iei, să iei semința. Dar pot să-mi fac... Ce să vezi, pot să-mi fac pat galben. Dar eu o să vreau să-mi fac pat din ăsta, uite. Dar nu mi-ajunge, da, nu mi-ajunge. Ok. O să merg acum să iau niște lemn din partea asta, sau...
Nu știu. Uite ce frumos e locul ăsta cu doi copaci. Nu știu, asta nu o să-l iau. Poți un top pass așa. O să dau copaci, unii copaci din zona aceasta. Live-ul acesta cred că o să-l fac cam de o oră. Nu știu, nu știu, n-am idee unde să pun chat-ul. Dar o să-l activez. O să-l dau așa mai încolo și pun în partea asta, nu cred. Fuck you. Am ieșit din greșeală. Băi, unii care o să intre pe... Nu cred, mi-a ieșit definitiv. Fuck, chiar aș trebui să intru. Ok. Ok, deci haideți să vedem cât o să putem face pe acest live. Pe artă, o să ne facem live din casă, din primul live, din primul videoclip. Uitați ce frumos arată. Ce-mi place enorm așa. Deși cam arată cam nașpa acum cu atâtea update-uri. Dar pana mea, ce pot să spun eu? Focul ăsta albastru arată tare. Focul arată tare. Da, nu mi se mai încarcă. Mamă, mor. Ok. Dau puțin așa și intru din nou, poate merge acum. De ce nu merge? Ieșim pentru 5 minute de pe Minecraft și o să intrăm pe YouTube să vedem dacă ne merge live-ul. Ne merge, ok. Haideți să vedem câte persoane uitați, acesta este videoclipul. Nu arăt în care am ajuns arena 3. Mamă, știi rău, îmi pare de mapa asta. Băi, 11 abonați, să vedem dacă live-ul acesta putem ajunge la un număr cât mai mare. Să știți, fac și reciproc, deci o să fac și reciproc pe acest live, dar ok. Mamă, mor. A dormit și surioarea mea asta micuță și asta micuță care acum doarme. Încerc să nu vorbesc nici foarte tare, să nu se audă foarte, să nu se audă și să se trezească, după aia nu mai pot absolut nimic să fac. Ok. Mamă, ești prost, deci nu mi-a schimbat skin-ul, asta este foarte bine. Mapa aceasta, Planeta Minerilor, este o hartă creată de mine, pe care m-am jucat un timp. Și încă mai joc off-camera pe ea. Dar nici n-am folosit creativ. Pe harta aia nu o să filmez. Doar dacă sunteți voi curioși o să vreți. Iarăși am ieșit, frate. Mamă, deci așa rău mă enervează când ies așa de pe Minecraft. Fuck. Mamă, mor. Nu știu dacă mă aud așa cum trebuie.
Așa. Măcar am intrat, nu o să dau X la chat pentru că mă enervează. Însă, am luat lemnul ăsta, l-am luat. Ok, o să vreau acum pe acest live să încep să-mi fac o căsuță foarte frumoasă. Nu o să plec nici foarte departe de spawn. Dar vreau să știu unde este. Să vedem dacă găsim un loc frumos unde să ne facem căsuță. Trebuie undeva așa aproape de spawner. Păi nu? Deci nu de spawner, de spawn. Așa s-a obișnuit eu. Băi, o să joc și cu Marius pe hartă. De asta am spus, cu Marius. Minecraft cu frații sau... mai acolo. Deocamdată telefonul meu l-a reparat. Uite acolo oițe, uite ce frumos se stau acolo. Două oițe frumoase. Îmi pare rău de voi, dar am nevoie de luna voastră. Da. Așa, papa. Mai am nevoie de o singură oiță și o să ne facem pătuț. Ieși. Am văzut că ai o bucată de lână. Ai avut o bucată de lână? Nu am avut. Nu am avut. Îmi spun că ai avut. Ți s-a părut. Băi, deci vreau să-mi fac o căsuță să mă eliberez de prin... nu știu unde, deci nu știu unde, credeți-mă. Dar vreau să fac... în copac. Da, prima căsuță de pe această hartă vreau să fie în copac sau pe copac. Deci, nu știu. Să văd cam unde pot să fac. Ce aș vrea, vedeți pe acești copaci frumoși. Dar nu știu cum să fac. O să încerc să fac aici, să urc pe ăsta. Nu contează, să fac și un mic parcur pe aici. Ok, și deci pe acești copaci vreau să-mi fac. Ați uitați, pe acești frumoși copaci. Dar acum nu am iron, m-am gândit să merg după aia după puțin iron. Ori, nu știu, să avem văd. Și căluți. Pe aici, prin zonă, da. Da. În loc să sar, am sărit și eu, nu? Vrea, uite pe acești, uite ce frumos să leagă aici. Bine. Păi nu sunt prea bun la parcur, dar încercăm și noi. Pe telefon e mai greu. Pe telefon, adevărat că e mai greu, deci... este foarte... greu pe telefon. Nici nu se compară cu... ok, uite, o văcuță. Dacă găsesc o oiță, o să sar din nou jos. Am crezut că pot să sar pe ăla. O să urc aici. Și cam cred că în acesta o să-mi fac, cred. Aici? Sus? Da. În copacul acesta, pentru că este și aproape de spawn... și este mai frumos el așa. Asta am trebuit să mergem după să minăm. Prima în primul episod să ne facem iteme să. Și cam uitați în locul ăsta m-a spawnat, deci de ce să nu fac acolo? Or nu pot dacă vreau. Pot să-mi fac și în acesta, uite, pentru că este și lemn. N-ar fi mai ușor să mergem după mergem după oi. Scultăm o oaie. Acum am... uite oi. Uite-o. Uite ce frumos vine ala. Este vine ala. Tatăle lui ei. Și ai zis, mă? Ce frumos vine ala tatăle ei. Da. Ce răspund că eu stai că să nu. Asta e bun. Uite și un cățelul acolo. Nu tatăle ei. Tatăl ei care vrea să o omoare. Păi nu? La asta m-a referit. Credeam că tu te referi la altceva. Dacă vreau, mi-ai referit și la altceva. Nu, te rog. Să vreau să eliberez puțin din zona asta. O să mergem și să căutăm iron. Să putem să tundem
niște copăcei frumoși. Deci aici vreau să fac acest frumos copac. Stai, ce-am fost acolo? Mi s-a părut. O să merg acum pe aici, pe dealul ăsta, că poate, deoarece poate este... Băi, pana mea, am accentul ăla, cam să spun așa, de țăran. Am accentul din Maramure și vorbesc așa mai pe țărănește. Pana mea, o să vorbesc cum... accentul meu nu... Ok. Băi, unii care nu știi sau n-am spus pe episodul anterior, care poate nu l-ați văzut, băi, după cum v-am spus în episoadele anterioare, în o grămadă de episoade, unde locuiesc eu? Băi, fraților, acum locuiesc momentan în Dej, din județul Cluj, și o să mă mut din nou în Maramureș. Deci o să mă mut din nou în Maramureș, pentru că, dar nu prea îmi place în zona asta. Nu pot spun că nu e frumoasă, este un oraș foarte mare. Îmi place și aici, dar mai mult îmi place în Maramureș, pentru că acolo m-am obișnuit, acolo am crescut și de ce să nu mă mut? O să fac și vloguri prin zona aia, o să revin și pe acest canal. Nu mai am canalul trecut, dar... Ok. Ok, să... Nu. Deloc am să spun, de luna viitoare revine și mai ales pe canalul lui. Doar ce acum, în timpul acesta nu prea a avut timp să filmeze. N-am avut nici cu ce. Nu a avut nici pe ce să filmeze și revine în scurt timp. Ok, o să dorm acum. O să-mi fac niște iteme. De luna viitoare revin. Da, deci de luna viitoare va reveni și el pe acest canal, Doamne. Nu știu cum să vorbesc. Pe canalul lui de YouTube. Unii care nu știți, o să vă las din nou un link, să-l căutați, să dați și la el un subscribe, să se strângă și la familia lui de pe canal, chiar dacă are, cred că... Nu prea am abonați, nu. Da, deci nu prea are el abonați. N-am prea postat, că e nou canal. Are doar un singur videoclip, o să posteze și muzică. Și la muzică. Nu știu. Eu mă bazez mai mult pe muzică, mă. Acum nu o să mergem la minat, doar ce nu am hrană. Deși am văzut pe aici niște văcuțe. Ai luat oi. Uite, frate, din păcate este omor. Așa, mersi. Păi ăsta e fratele tău, mă? Păi da. Mă... Doar tu ești singurul frate. M-ai făcut porc? Eu? Nu, ai zis că e fratele tău, și ce bine spus așa, la plăzneală. Ne simt, țitule. M-ai jignit. Ok, deci o să fac și un episod când este și el pe serie. O fac, am uitat, nu-i spawn-ul. În curând să sperăm să-mi scot și eu telefonul de la reparat. Ok, nu vreau să spun că doar tu ai spart telefoane, pentru că dacă ar fi să spun la câte telefoane am spart eu, ar fi, cred că m-aș pierde. Fără număr. Păi nu. Bă, eu ce drept, am avut 3 telefoane, de tot, din toate. Le-ai făcut și pe ele, nu? Da, un Samsung Galaxy S4. Un Huawei P8 Lite și un HTC. Nu vreau asta, frate. Deci nu știu unde să pun asta. Aici jos mă deranjează la space. O
să-l pun cam pe aici, pe la mijloc. Deci sunt coordonatele, dar o să le pun cam așa. Ok. Băi, care știu, o să întreb doar așa. Care știe să facă intro-uri 3D? Dacă vrea să îmi facă și mie unul. Căluții. Să vină căluții, așa, să vedem dacă mai găsim ceva. Acolo în baie moală, n-ar? Nu găsești nimic? O să mai iau lână mai multă. Mai trebuie un pat? Nu, ce mai trebuie, un pat, dar fac pentru dar că da. Ar trebui că... Dacă intri și tu pe hartă, o să ne facem casă separat, deci o să fim cu prank-uri, cu mai multe. Deja am prank-uri în minte, destule. Mie îmi spui. Dacă știi ce prank-uri am pregătit. Ce prank-uri? Bine știu. Și l-am văzut la Cristi, Munceanu. Da, din câte am văzut este live acum. Cristi? Da. O să mănânc acum, o să dau și sonorul. Mai încet la Minecraft. Doar ce se aude prea tare. Am niște mâncare, o să merg cred, să văd dacă, dacă pot să minez ceva. Mamă, o să iau niște lămpeni. Până se face tot. Unde stai? Dar trebuie să faci lemnul scânduri. Măi, pana mea, cred că în copacul ăsta să-mi fac casă. Orice, acum nu am nicio idee de nicio casă. Bă, stai, fratele meu. Deci eu am luat căul și am pus cu lemn la prăjit carnea. Na. Nu contează. Nu contează, oricum am nevoie de torțe pentru... Deoarece... Doamne, pentru că am nevoie de mers la minat și... Suntem live deja de 22 de minute. Ok... Hai să vedem. Și îmi pare rău că am pierdut fostul canal de YouTube. Pe această dată nu o să folosesc nici Keep Inventory. Uite ce frumos arată. Ce frumos. Să ieși. 3-4 uite. De ce nu vedem tine? Dar am crezut că îi fac. Ok, deci să mergem. Uite încă o oiță. Oricum avem nevoie de mâncare, deci... Dar o să mai răspund un neuză. Te sacrific. Uite și o văcuță. Și fix la furnă. Nu fac. Iarăși, bă, frate, mă. Aici o să pun nu tot, deoarece am nevoie. Iar pe tot înapoi, căul. Niște căul. O să pun acum acestul. Mai las haitele. Ok, avem 5 bucăți de lână. Ăsta... Asta că am să intru și eu. Am să... Băi, eu asta vreau să fac și pentru tine. Băi, o să pun fac un copac din ăsta aici. Dacă are unde să crească, nu cred că are unde. O să pun cam prin zona asta. Pune în câmp liber ca să...
Și poate o să-mi fac și o căsuță în ea. În el. Oi. Oaie. Am văzut și oi. Și oi. Și porci. Porkshop. Porci. Porci. Uite și făcuțe. Nu o să mai iau acum nimic, o să merg la minat. Doar să merg să ne numește cărnița. Ok, fac cam mare gălăgie, se trezește sora mea. Ok, încă 14 bucăți. O să-mi iau niște căul. Chiar mai mult. O să pun... Stau până se prezeste și asta. Ok, te pun pe tine și după aia să pun pork chop. Și după aia pot să plec. Să-mi fac acum din asta niște torțe. Mai fă repede un pat și pune-l jos lângă. Acesta este patul meu. Tu să faci altă culoare. Sau galben sau ce culoare galben. Vrei. Sau roșu. Nu, stai. Pun pe tine. Asta să nu-mi stea nici pe coordonate. Ok, o să pun aici. Și o să pornim la minat. Nu o să te mai iau deoarece vreau să minez. Ok, unde am văzut acea mină? Pe aici, pe undeva, nu? Ori în partea aia alaltă. Îmi vin oițele la noi. Pe la asta, deoarece am nevoie și să le înmulțesc. Da, n-avem grâu. O să facem rost. Să vedem dacă ne putem face full iron pe acest live. Prima dată căul. Dacă găsesc. Iar cum trebuie. Tot. Să văd dacă am luminozitatea tare la telefon. Da. Ok. Iron. Mamă, dacă te iese. E perfect că... Este perfect că... Că... Iron. Full iron. Poate din episodul... Din episodul ăsta. Să fie full iron. Asta e live. Din live ăsta. Full iron. Încă nu sunt full iron. Poți să fii. Pot. Încă poate din episodul ăsta să te faci full iron. Mamă. Oh fuck. Să pun o torță. Uite-te în sus puțin. Fuck, eu nici n-am văzut gravel-ul. Păi, eu ți-am mai spus. Mai uită-te și în sus. Asta prostie am făcut-o și eu. De mi-au căzut... Mamă, deci așa... Era un cave, într-un cave. Am intrat într-o peșteră și pe când... Pe sincer, când fără să te jignesc... Tu nu ești bun la Minecraft, nu te pricep. Dacă e să facă cineva PvP cu tine, te da, faci... PvP nu. Da, așa, să construiesc creativ, eu știu. Mă pricep. Na, pe la asta mă pricep și eu. Creativ. Am creat un creeper. Pe calculator singur. Păi, aia oricine creează, frate, ți-am spus. Semnale I, dacă mergeai puțin mai încolo, dacă mergeai în spate, leit, geamăn, cu creeper-ul. Era... Da, și mapa aceea am pierdut odată, după aia când am dat să creăm harta, ne-a dat-o din nou. Ok. Aici este iron, dar nu merg, deoarece este lavă.
Să vedem ce este. Nu o să mă bazez acum scoborul foarte jos. Ar și ca, și ar cam trebui să coborăm mai jos că să găsim diamante. Nu pot să găsesc acum, deoarece nu am târnă cop de iron. Nu, dar zic să găsim iteme mai bune. O să găsesc și iteme mai bune. Ok, deci, bă, o să cobor. O stai. Mamă, ce m-am speriat. Hai de la mine, vii. Ala, tăticul tău. Ce ai, mă, tată, spui că ăsta ticul lor? Cam așa. Nu ai avut nimic cu mine, nu? Dar l-am avut. Nu te-am... Of. Mai puțin în față să văd dacă... Deci suntem la stratul 42. Văd bine? Sper că da. Da, 42. Trebuie să-mi fac chiar așa un târn și chiop. Pe versiunea veche nu a... Din cauza că e beta, versiunea aceasta, e scrisul ăla acolo. Mamă, dar ce jos coboară. Foarte bine. Poate găsim diamante din prima. Vreau și eu să găsim diamante, dar... Ar trebui să coborăm mai jos. Cobor cât se poate de jos dacă e. Deja sunt full iron, nu mai... Și deja suntem live de 32 de minute. Primul videoclip. Care că 20 minute l-ai pierdut. Ieșind de pe Minecraft și intrând iarăși. Nu contează. Deci... 20 de minute, spunem așa. S-a dus degeaba. Să mai fac niște bețe. Va trebui să mai iau căul, deoarece nu prea avem. Am avut o hartă făcută după ce mi-am dispărut aialaltă hartă, care am avut-o planeta leilor, și am creat alta. Am avut o grămadă de iron. 7 diamante. Aici o să mor. Bine, acum am spus așa. Aici. Băi, hai să găsim câte mult. Uitați, gold. Stratul 19. Deja suntem full iron. Stratul 18. Ok, deci vreau să... Găsim căul, deci nu avem căul. De ce nu găsesc? Singura problemă ar fi cum urci înapoi sus. What? Tocmai ce vorbeam de căul. O să le iau pe tot de orice ducem lipsă. Vă dați seama că această hartă o voi face... Dacă jucăm și cu Marius, uneori seara o să filmăm și o să punem dimineața, o să facem foarte multe pe hartă, o să ne jucăm off-camera, deci enorm. Să fac acum niște bețe, am făcut bețe, dar n-am făcut din asta. Așa. Să fac un stack. Fix. Ok. Nu cred. Să mâncăm acum ceva. Hai da cu ochii de mine, nu-i așa? Nice. Dar trebuia să stai acolo. Trebuie să fac să împrăjesc niște iron, dar ce poate găsim și diamante. Uitați, deja mi s-a terminat pickaxe-ul. Să pun așa. Să prăjim și niște iron.
Fortnite. Băi, stai că nu mai am căul. Nu să-mi prăjesc foarte mult. N-am pickaxe. Ok. Să merg acum aici să iau niște căuri pentru... Fuck you, dă-i mai repede, frate. Spun și aici o torță. Uite că și aici coboară mai jos. O să îmi iau acum ăsta. Să fac și un pic X de iron. Și o să mergem să vedem, să coborăm cât se poate de jos să găsim diamante. Să vedem, facem un mic challenge, chiar dacă sunt doar eu pe hartă. Care, să vedem dacă găsim diamante acum. Cam să vedem până la ce avem o oră de live, să strângem dacă găsim diamante. O să covor aici după aia. Ok, a plecat Marius din păcate. Dar se întoarce imediat. O să pun acum niște căul. Nu o să ne facem acum armura. Hai să facem mai găsesc prin zona asta. Aici nu e nimic. Până se prăjește ironul. Lapis. Oh, fuck you. Fugi de aici, pana mea. Așa măcar ai bubuit. Și mi-a dat lapis. Și blocuri. Wow, chiar aveam nevoie de blocuri. O să merg aici. Nu o să plec nici foarte departe. Mamă, iarăși vorbesc tare și mă aude sora mea și se trezește. Și nu vreau nici să plec din cameră. Până o să avem o oră de live, ori 40 de minute, sau 50. Să vedem la 50 de minute dacă găsim diamante. Deci o să luăm acum niște căul. Și hai să vedem. Să luăm căul acesta și o să mergem. Nu mai am nimic acum, văd încă de gravel. Să vedem dacă găsim diamante. O să mergem acolo unde v-am arătat. Să văd aici am fost. Da. De unde tragi, mă? E acolo, cred. Cum ai apărut aici? Sau ce cauți aici? Dar nu înțeleg când ai venit. Văd că pe aici, da. Ți acum iron. Măcar apuca să ni se prăjească. O să luăm și crafting-ul. Oh, fuck. Am luat crafting-ul, dar am uitat să fac pickaxe. De iron. Cam atât. Ok. Hai să mergem la minat. Să vedem dacă găsim diamante. Aici nu este nimic. Să pun niște torțe. Nici acolo nu cred că este nimic. Trebuie să-mi fac și o găleată. Ok, deci hai să vedem. Doamne, dar aici, doar gravel este. Eram sigur că cade și de aici. Și de aici. Perfect. Măcar avem 52 de... Fuck you, man. Ești prost?
Și nici nu am un cabl. Suntem la stratul 11, deci cred că o să găsim și diamante. Mamă. Ce pan... Așa. Este ceva pe aici? Din câte se... N-ai vreodată cu apă. Nu am. Sapă bloc, sapă. Și acum să vină ceva și să-mi dea o bucată și apoi drept direct în lavă sunt. Da, de ce ai pus să sap blocul? Să mor? Nu chiar. Diamante, nu, nu cred. Din primul live. Nu vine. Cât noroc să ai. Să sap câte așa. Două. Trei. Să vedem dacă nu este aici. Patru. Cinci. Șase, cred, da? Șase diamante, bă, frate, deci bine, nu cred. Bine, bă, două târnă cu ape. Două târnă cu ape. Deci din primul, din primul live deja diamante. O ducem bine, bine, bă. Deci nu-mi vine să cred. Ce noroc am putut să am, frate. Direct din primul episod diamante. Episod, să spun, live. Păi fă-ți o lopată, n-ai? O să, da, dacă spui așa, o să-mi fac și o lopată. Păi acum nu mai sunt sărac, o să-mi fac din iron. Doar că am nevoie să-mi fac bețe. L-ai prăjit ironul? Păi nu. Nu o să-mi strig diamantele pentru lopată, stați liniștit. Nu cred, ce mă enervează când trebuie să sparg atâta gravel. Deci să spargi gravel în Minecraft este cel mai enervant lucru. Sunt live de 40 de minute. Să facem live-ul de vreo 50 și o să jucăm. Poți să aia. Faci portal. Să mă grebesc așa repede cu toate. Păi fă-ți mai multe găleți acum. Nu o să-mi fac. Dar nu, că ți-ar trebui un inventar plin de găleți. Da, păi, da, chiar să știi că o să-mi fac. Chiar dacă mai trebuie, nu o să fac, nu. Că... Cât? Au. Așa, mersi. Nu o să merg aici, o să vin în partea asta. Dar ce? De aici trebuie să merg. Aici nu. O să vreau să cobor cât se poate de jos. A, mi-a stupat și ăla. Ce mă enervează. Nu știu de unde am venit. De aici cu siguranță nu. Acolo cred că este ceva spawner, pana mea, deci prea mulți scheleți vin din... Mamă, da. Spawner? Cred că e spawner aici. Sau... Nu știu. Habar nu am, deci de ce sunt atâția? O să-mi fac o găleată, să-mi iau apă. Găleată aici. Să iau și crafting-ul. Ca să pot să iau, să astup, să meargă mai repede asta. Pe bune.
până mi-a curge atâta. Scurge-te toată. Acolo. Pana mea, ești prost? Am văzut acolo. Te scurci toată odată. Măi, ești prost la cap? Du-te, mă, de aici. Pana mea, nu cred. Doi. Ce frumos arată acum obsidianul. 1.16. Ce pana mea vrei? Cea mai nouă versiune de Minecraft. Ci și beta. Încă. Deci, încă să vă spun așa, se mai lucrează la ea. Nu știu, nu o să mai iau iron. Deci din primul episod deja nu am luat blocuri, deci unde o să le pun? Sau ai, gravel. Păi gravel. Ok, încă mine. Da, am foarte mare mine. Căul avem 26, deci hai să vedem ce mai putem găsi. O să urc momentan aici, sus. Poate găsim mai multe lucruri și aici. Sau să coboare jos. Nu o să mai iau acum iron. Pentru armură avem destul. Pentru două armuri trebuie. Atunci pentru până o să intri toți să mai lucreze pe atunci. Deci nu sunt sigur că o să intri și tu, deci de ce să mă grăbesc așa tare? Oricum intru. Deci până o să intri mai este timp, deci nu are rost să mă grăbesc așa tare. Pă, frate. Aici unde sunt? Cred că știu unde. Da, știu unde sunt. Ok. Aici o vreau să merg. Aici poate coboară jos. Poate. Nu garantez. Să sperăm. O să astupăm și aici. Tot aici, frate. Care eu speram că o să merg pe undeva. În locuri n-am mai explorat. Și tot mai. Frate, ești... Bă, ești mor. Sau pe drept în față. Aici, noi. Din partea asta, cred că am venit. Să mergem acum acasă. Nu? Nu de aici. Nu. Nu mai știu drumul spre casă. Orice mă puteți spune, doar nu să țin minte drumul spre casă. Pe lângă lava aia. Ah, mi-am adus aminte. Cred că pe lângă lava asta trebuie să o iau. Nu? Mhm. Mamă, un schelete. Eu tot puneam aici, vedeam că de ce nu merge.
te-am văzut pe aici. Eram sigur. Nu cred. Nu cred. Mamă, ce era să mor. Fuck. Mamă, mamă, ce noroc am avut. Scăpa cu jumătate de inimioare. Vai, 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 vai. Ești rip. Oprea lava. Te trebuie lava. Cum o să urc aici de orice vreau să merg acasă? Încerc să oprești lava și să cobori iarăși. Da, deci am câștigat acest... din ăsta, cum să spun. Acest mic challenge. Nu o să mai cobor jos. De unde pala mea trage? Fac eu, ești prost. Du-te, mă, pana mea de aici. Ce noroc să am, frate. Ghinion, pardon. Creeper. Mamă. Trebuia să stau să mă regenerez. Ce noroc am avut. Mamă. Ok. Ok, deci aproape urcăm sus. Și uite cât avem de urcat, deci să nu fie... să nu se pară așa de ușor. Mamă, deci m-am regenerat, ok, acum o să mergem acasă. Nu o să merg acolo, bineînțeles. Nu, este noapte, deci... o să ne punem patul și să dormim. Și acum să cadă un mob lângă mine. Ce nervios am atunci. Ok, dispare odată. Bă, frate, deci măcar sunt aproape de casă, nu? În care parte este casa? În aia, da? Ok. Bă, frate. Avem diamante, bă, fraților. Deci nu-mi vine să cred. Din primul episod de... mamă, 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 ce... ce boost mi-am luat. O să las niște mâncare, o să-mi fac arcul. Marius, dacă te rog, dai diluzorul mai încet. Așa, mulțumesc. Ce frate bun am. Nu? Mhm. Păi nu. O să ne facem acum pe live full dime, full iron, pardon. Și era să spun full diamond. La oră o să încheiem live-ul deoarece, da, nu prea avem timp să jucăm atât de mult. Ne-am făcut o cască. O să ne facem niște buți. O să mergem acum să...
omorâm ceva. Bine, acum o să ne facem o farfecă pentru că am zis că vreau să încep să-mi fac casa. Deci, dar nu știu, ne-am spus că vreau să o fac. În ăsta oare? Da. O să chelesc niște copaci. Eu ce vreau să fac căsuța noastră frumoasă. Am nevoie doar de copacul acesta, deci... Pentru început, nu vă garantez că doar ăsta am nevoie. O să am nevoie de mult mai multe. Am nevoie de puțină mâncare. O să începem acum să vedem să ne facem căsuța și... Să vedem ce putem face. 52, bă, cred că o să ajungă, stai. A. O să iau și asta așa. O să-mi fac acum și să-mi pun aici trincopul. Așa. Fuck, man. Deci aici va fi căsuța noastră frumoasă. O să cred că o să stau să termin în căsuța și după aia o să închei live-ul. Ok. Deci, uit să vorbesc. Doar ce este plictiseală mare, că nu vorbește absolut nimeni cu tine. Ok. Ok. O să fac acum, o să termin casa. Da. Sunt concentrat la casa și... Doar ce vrea să iasă foarte frumoasă. Nu pot spun frumoasă, frumoasă, dar... Vreau să fac să arate mai... decent. Iau niște frunze de prin zona asta. Doar ce uite câte sunt, deci... Am chelit cam mult cu copacii ăștia. Deci, ok, acum o să... What? Ok, te iau și pe tine și să vedem cum este înăuntru. Da, pune-te odată în panele. Aici este intrarea. Am făcut-o cam jos. Aici. O să pun așa, deoarece vrea să fie mai liber. Ok, avem aproape o oră. Așa. Așa, căsuța noastră frumoasă este aproape terminată. Nu, aici o să fac, uite așa.
Aici mă gândesc să fac niște scări unde să urc sus. Așa măcar frunzele mele nu o să dispară. Ok. Vreau să-mi fac o căsuță decentă. Nu vreau să fie nici cine știe cât de frumoasă, dar să arate măcar într-un fel. Aici vreau să-mi fac gen o terasă mică. Ok, deci din primul live pe harta avem și diamante. O ducem foarte, foarte bine. Ok. O să vreau doar să îndrept în zona asta. Ok, așa. Abia aștept, deja sunt aproape terminat cu clasa noua. A clasa noua, doamne, nu știu nici să vorbesc. Sunt aproape terminat cu clasa 8-a și o să merg pe liceu. M-am decis și la ce liceu să merg, deci este chilluț pentru început. Nu o să merg la mecanică, deoarece mi se pare un liceu decent. Acolo este și fratele meu și vreau să fiu și cu el la școală, deci să nu fiu singur la o școală și el este mai mare, fiind merge pe a 10-a. Ok. O să intre și Marius pe această frumoșică hartă, să ne jucăm împreună, dacă vrea, nu... O să intru, dar să-mi scot telefonul de la reparat. Așa, și o să mai iau, o să dau acum time set day, o să termin, nu teleport, frate, să pot să termin căsuța, o să chelesc și acest copac. Nu, n-am căzut pe el. Și o să iau și din ăsta alb. Uite, din ăsta, deoarece vreau să fac dunga la... la terasă. Stau acum să-mi termin. Nu vreau să-mi fac nici multe pe ăsta, dar... Ok, să iau din ăsta. Să văd cât din ăsta am. Ok. Să vedem dacă cum arată. Aici este intrarea. Așa arată în primul loc al casei, al camerei. Din coace urcăm sus la etaj, pardon. Sus la terasă, unde vreau să fac aici terasa. Deci aici m-am gândit să fac frumoasa mea terasă. Am luat aceste frunze să continui aici de pus și să fac cu frunzele albe. Aici, ok. O să pun și ăștia și o să încheiem live-ul. Ok.
Da, este și a postat și Sam un episod. Ok. Ce mă enervează cu glitch-ul ăsta când îmi... Uite, deci pun și îmi dispare. Nu cred. O să pun aici pe terasă, să pun și niște torțe. Dar ce, dar dacă vreau să fie o casă frumoasă, măcar să o fac frumoasă, nu? Cred că mi-ajunge să pun tot roată. Sper să nu mă înșel. Dar dacă nu o să stau să o termin... Uitați ce frumos arată acum. Ce bine că s-a băgat să se facă pământul ăla. Pentru că arată foarte frumos. Ai observat asta, Marius? Ce? S-a băgat cu pământul ăla. La copac, uite. A, uite acum. Ok, uite. A, asta n-am observat. Dar acum s-a băgat pe versiunea 1.13, nu mergea. Și se s-a băgat pe versiunea 6 și se poți să faci cu mâna. Știi cum? Știu. Intra, nu. Intră acum la setting să dau să se vadă din față. Din fața skinului. Și o să încheiem și live-ul. Aici și care este? Aici este oare? La video era. La video? Da. Da, uite. Nu, aici este din spate, din față. Ok, o să stăm așa și nu aici. Tot mă încurc, acum sunt 3 din astea. Nu le-am băgat. Ăla, challenge mod. Să băgăm acum, să vedeți cum putem face cu mâna. 1. Tot cu mâna este. Uite. Play a green. Așa că... Uite. Doar că este ciudat cum dă... Vezi, uite ce sabia pe-n cap. Și, băi... Uite că avem și să ne luăm cățel. Ai oase. Ai oase. Asta vreau doar să intru iarăși la video. La video. Mai jos. Să vinți iau oasele. Și să-mi fac primul meu prieten pe această hartă, câinele. Hai, cuțu, cuțu. E acesta lion aici. Uite că mi-ai făcut și hrană, mersi. O să te și colorez. Albastru, pentru deoarece albastru este culoarea mea preferată și... Dei. Și hai după mine, cuțulică. O să-mi iau mai mulți câini pe parcurs. Dă-i cu mâna într-un animal, să vedem. Ce acum face, reacționează sau... Deci, înainte pe... Dai. Să vine și-l atacă. Da, la atacă, deci e perfect. Deci nu mai trebuie să mai... Dar o să-l țin în casă, bineînțeles. În casă oare? Ia! Pune-l să atace vaca. Hai pe acuțu. Dă-i, așa, mersi. Și aia alta. Păi și asta alta, eu doar un hit trebuie să dau. În ea când o vede. Și oaia după. Ok, deci am terminat și frumoasa noastră căsuță. O să ne facem acum full iron, deci o să las câinele prima dată. O să las câinele în casă. O să ne punem și niște torțe, dacă putem.
uite aici. Să fie torțele. A intrat în casă câte cuțul meu. Și nu în mijloc. Stai sit, așa. În mijloc nu o să pun pentru că luminează foarte mult aici. Să stup gaura asta pentru că arată foarte creepy. Și acolo. What the fuck? Deci glitch-ul ăsta mi enervează enorm, deci enorm. Iron. Ok. Hai să ne facem full iron. Sari. Și... o să mănânc acum carnea asta așa crudă, să nu mai stau să o schimb. Și full iron! Bine, normal se pronunță să fur iron, nu iron. Iron. Armură, mai trebuie chest plate, pantaloni și suntem full iron, fraților, din primul live. Avem și 6 diamante, avem și cățel, avem și aici o casă frumușică. Dă-i în oaie, nu vine așa. Oare dacă dai în oaie? Nu l-ai pus să stea. Du-te des. Ce asta, cal? Da. Ăla acolo cred că rămâne. Calul? Da, deoarece nu cred că poate să iasă de acolo. Nu-i bai că... măcar are viață, stai să văd. Mănci. Are. Pot intra cu el mai repede în casă. Wow. Ia câinele. Nu o să le iau. Acum o să merg să... dai, pot să pun patuloare pe frunze. Deoarece în ultima versiune, nu ultima, în celelalte versiuni nu puteam. Da, deci nu pot. Am nevoie obligatoriu de lemn. Să îmi pun așa o bucată de lemn din ăsta. O să îmi pun așa. O să dorm. Și așa arată noua noastră căsuță. Sper să vă placă. Ok, eu am fost Alex. Sper că v-a plăcut acest live. Nu uitați să lăsați un like, să abonați. Acesta a fost live-ul nostru de astăzi, de o oră. Și da, aceasta este seria, unii care n-ați văzut titlul, aceasta este seria Planeta Fraților, sau cum vreți voi să-i spuneți. Noi suntem aici Planeta Fraților. Cu Marius n-am văzut doar așa pentru că este și el alături de mine și eu am fost Alex, sper că v-a plăcut acest live, nu uitați să lăsați un like, să abonați și noi să ne vedem data viitoare în episodul următor, ori de Clash Royale, ori de Planeta Fraților, v-am pupat, ciao. Stop. Jocăm-o așa off-camera. Mai joc off-camera? Aduceți.